Ziua bună, dragilor! Despre mâncare vom vorbi astăzi, despre frumusețea și diversitatea și diversificarea mâncării, despre relația noastră cu mâncarea. Avem foarte multe lucruri de spus atunci când vorbim despre mâncare ca aliment sau mâncare ca simbol, ca ritual, pentru că suntem într-o perioadă de post și e bine să ne gândim și la partea de ritual și de simbol al mâncării. Am alături de mine două doamne speciale cu care sigur vom discuta în foarte multe moduri despre mâncare. Îi spun bună seara universitarului Delia Soiogan. Bună seara, doamna Delia! Bună seara! Și mulțumesc. Îi spun bună seara Danei Ganiuc-Buzura. Bună seara, Dana! Bună seara! Un ziarist și un, cum să zic, etnolog, mai mult decât etnolog. Un om. O doamnă care iubește mâncarea, care a scris despre mâncare, care vorbește despre mâncare, așa încât despre relația cu mâncarea vom vorbi astăzi. Dacă ar fi să ne raportăm la mâncare ca aliment, de unde am pornit? Din perspectiva mea, trebuie să pornim de la relația omului cu natura, pentru că toate alimentele țin de această interferență dintre om și natură. Omul a știut să aleagă alimentele care nu doar îl hrăneau, ci care și transmiteau o parte din puterea lor. De aceea, oamenii înainte vreme nu mâncau mult, dar mâncau foarte bine, corect, sănătos și bine, în sensul cel mai strict al termenului, pentru că știau să facă echilibru între toate elementele pe care le puneau în farfurie, le puneau pe masă. Dacă ne raportăm la ceea ce suntem noi astăzi, o să zicem, da, dar ei mâncau lucruri mai puține decât mâncăm noi și felurile erau cam aceleași de mâncare. Ei, în această simplitate a mâncării stătea de fapt esența lucrului, pentru că în toate lucrurile simplitatea este mult mai valoroasă. Și am pierdut-o, din păcate. Și am pierdut-o, da. Azi complicăm puțin lucrurile, inventăm foarte mult, dar pierdem acea esență despre care vorbeam la început. Pierdem relația cu gustul, acel gust natural, pentru că ceea ce facem astăzi, creăm mai mult gusturi artificiale, da? Cu tot felul de elemente pe care le adăugăm, nu? Și care de multe ori nu te mai lasă să simți gustul alimentului propriu-zis. Vorbind despre relația cu mâncarea, este bine să știm ce mâncăm, de ce mâncăm, cât mâncăm, cum pregătim ce mâncăm. Și aș întreba ziaristul Dana Buzura, îți place să gătești, să mănânci, să scrii despre mâncare, să povestești despre mâncare, pentru că tu ne delectezi în fiecare sfârșit de săptămână cu felurile pe care le pregătești și se pare că ești o gospodină foarte bună. Am privit întotdeauna actul de a mânca nu doar ca o simplă ingerare de alimente. De aici pornesc eu ca idee. A mânca înseamnă a socializa, a comunica, a aduna în general familia, apropiații în jurul unei mese și nu fac nimic special în gesturile mele de a găti, am ajuns să vorbesc și despre mâncare, niciodată n-aș fi crezut, dar privesc chestiunea asta ca pe un act de comunicare, ca pe o permanentă căutare a unor gusturi, așa, din, nu știu, perspectiva aproape prustiană, a gusturilor copilăriei. Exact așa cum spunea doamna profesoară înainte, ne-am pierdut din esență, ne-am pierdut în gusturi care nu ne sunt caracteristice, într-o bucătărie care nu ne caracterizează, care nu este similară cu ceea ce suntem noi ca esență.
Și atunci, în general, caut să vorbesc despre, să gătesc românește, să îmbin gusturile unor bucătării pe care le știu prin, știu, șansa pe care am avut-o de a fi puțin ardeleancă, puțin olteancă și de a avea și un sos din Bucovina. Și atunci combin totul în acele câteva ore în care gătesc sâmbăta. Nu fac nimic special, nu fac nimic din ceea ce nu face o femeie într-un final de săptămână. Am putea să și ilustrăm cu ce ne-ai adus tu, să vedem bucatele alese pe care le faci tu și să ne și spui, sunt ardelenești, sunt oltenești, sunt bucovinene, uite deja avem pe... Asta este o invenție de-a mea, pentru că așa aveam în frigider în acel moment. Puțină carne tocată, puțină carne din cealaltă și întotdeauna am găsit soluții. Nici nu știu ce mi-e mai drag, să gătesc, să scriu despre sau să construiesc aceste mici, nu știu cum să le numesc, mica mea arhitectură din bucătărie. Nu-mi propun niciodată într-un final de săptămână, nu mă gândesc ce voi găti. Ideea vine, am fost de foarte multe ori întrebată de ce faci asta. A pornit totul ca o joacă, a pornit în urmă cu câțiva ani când descoperisem Facebook-ul pentru că haideți să, cum să spun, să privim Facebook-ul și în partea lui bună. Este chiar jurnalul meu onest, aș zice. Aici am ceea ce gătesc, aici am toate hobby-urile mele, tricotajele mele, florile, pisicile, literatura mea, cărțile mele. Deci este jurnalul meu. Sigur că în timp s-a construit o comunitate în jurul, în jurul acestor povești. Sigur că multe dintre preparatele mele sunt... alimente care caută gusturile copilăriei. Nu de puține ori, în textele pe care le scriu și care sunt efectiv chestiunile care îmi vin pe moment după ce am gătit, o evoc pe mama bună, celebra mama bună care venea un întreg tezaur de informații, de ritualuri pe care le-am trăit acolo, acasă, la țară, pe dâmburii Berinței, de care vorbesc adesea și care nu sunt ale mele, sunt ale tuturor oamenilor de acolo. Acolo am întâlnit prima dată acel fenomenal miros de colăcei, de pâine, de cuptor, care este diferit față de mirosul de pâine de țăst din Oltenia, dar sunt absolut fantastice amândouă. Și atunci când fac pâine, nu mă gândesc, sigur, o facem să o consumăm, să o... Dar ne activează și resortul sentimental și caut asta și sigur aceste căutări sunt, probabil că vin cu vârsta, probabil că la 20 de ani n-aș fi făcut așa, dar și la 20 de ani găteam și la 20 de ani mergeam să ajut în comunitatea aceea rotundă, în Berința, sufletului meu, în satul meu, mergeam să ajut la prăjituri, la petrecerile care erau unde eram socăciță și eu și mama și de fapt este un act de comunicare, este un mod de a trăi tradițional. Sigur, nu pot să spun că trăiesc tradițional. Și eu mănânc și chipsuri, mănânc și ciocolată, mănânc și... Dar prefer să gătesc natural. Prefer să vin de la soacra mea din Bucovina cu pui de casă pe care îi gătesc. Prefer să aduc făină de moară pe care să o gătesc și să o fac eu, să o transform eu în pâine. Prefer să am pătrunjel, ceapă, usturoi și chestiunile de la mama, de la Berința. Am fructele mele acasă, lavanda mea acasă, din care fac sirop, prăjituri, înghețată și tot felul. Și credeți-mă, nu este nimic complicat. Deci nu este nimic complicat. Ca femeie, ca ziarist, ca știu, om de comunicare, mă deranjează profund atunci când aud spunându-se nu gătesc, nu intru în bucătărie. E un gest de ipocrizie, nu se poate. Să știți că acest gătit nu este incompatibil nici cu fashion-ul, nici cu biblioteca, nici cu muzica clasică, nici cu rock-ul simfonic. Păi, nici cu pui peștile mureci. Da, nu este incompatibil cu nimic. În timp ce gătesc, sigur... pot să ascult și o muzică, este deschis calculatorul la, nu știu, teza mea de doctorat pe care am finalizat-o, deci lucrurile se pot combina extraordinar și până la urmă
trăim căutându-ne niște sentimente și provocându-ne niște sentimente și dacă eu n-am și căutând niște gusturi. Și dacă nu le-am găsit în market și nu le-am găsit în jur, mi le-am confecționat eu. Și eu cred că asta este o experiență pe care o poate avea tocmai foarte multă lume. De aceea v-am invitat, pentru că de multe ori bagatelizăm cuvântul mâncare. Da. Deleasu Iogan este și profesor universitar și predă studenților ce ar trebui să însemne mâncarea transformată, uite, în artă culinară. Tu îți petreci timp în bucătărie? O, da, și iubesc să gătesc, pentru că fac din a găti chiar o plăcere. Și, într-adevăr, acolo redescoper gusturile copilăriei, pentru că și eu unesc mai multe bucătării și eu am avut aceea șansă să cunosc mai multe. Uite, v-am nimerit. Ne plimbăm, vorbim despre diversitatea mâncării din Bucovina, în Oltenia, în Ardeal, în Maramureș. Da. Și efectiv, a te așeza la masă nu este un simplu gest pe care îl facem gratuit, pe care îl facem pentru că așa trebuie. Dar l-am pierdut ritualul acela. Așa este, dar măcar sâmbăta, duminica, eu cred că oricât de moderne am fi și oricât de moderne am declara, trebuie să redescoperim această bucurie de a fi împreună. Masa pentru comunitățile vechi, comunitățile tradiționale, era un centru, o lume întreagă, pentru că în jurul mesei se adunau toți. Pe masă se punea acea pâine sacră pe care o rupeau și o împărțeau. Pe masă stătea acea candelă mereu aprinsă, pentru că atunci când te așezai la masă, primul lucru te gândeai și la cei duși dincolo și chemai și pe ei la masă și primul gest era să dai de pomană masa respectivă. Și în Oltenia să se știi păstrează că eu dau, bine. Eu așa obișnuiesc la sfârșit de săptămână, nu întotdeauna, să așa dau este. De pomană celor care nu mai sunt printre noi. Dar uite, nu te așezai la masă și nu începeai să mănânci până nu spuneai o rugăciune, sigur, nu te sigur. Ridicai de la masă până când nu mulțumeai sigur. Pentru... Și nu începeai să mănânci până nu era toată da. Lumea așezată în jurul mesei și până când cea mai bătrână, pentru că venim pe filieră matriliniară și încă păstrăm gesturi și ritualuri de matriliniaritate, mama bună, bunica, cea care avea în mână totul, tot rostul mâncării și al gesturilor de a mânca. Era șefa casei. Absolut. Până când da. Ea nu frângea pâinea și o împărțea tuturor. Pentru că pâinea în vechime nu se tăia. Nu aveai voie să atingi acel element sacru. Pentru că înainte vreme nu prea aveau atât de multă făină. Și pâinea o mâncau doar în momente de acestea cruciale. Fiecare firimitură era. Da, de sacralitate. Da. Inclusiv mămăliga o tăiau cu ața, pentru că nu aveai voie de asemenea să o tai cu cuțitul. Sunt gesturi pe care noi astăzi le considerăm depășite, gesturi care țin de o epocă înapoiată, zic unii. Nu. Sunt gesturi care aveau rost, care aveau semnificație și uite că oamenii erau sănătoși și munceau mult mai mult decât noi, pentru că știau ce fac. Nu mai avem răbdare să mâncăm. Absolut. Nu mai este ritualul acela al mesei. Unii de multe ori stăm în picioare și, absolut. A mânca și atunci este... ne mirăm că ne îmbolnăvim. Sigur, a mânca da. Este mai mult decât doar un act de comunicare, dar îl include, este un act cultural în sine, pentru că aveai un timp al mâncării, un spațiu al mâncării, nu? Nu mâncai oricând, cum mâncăm noi astăzi, că e foame, da? Ei știau exact când se ia ujina, când se ia prânzul cel mare, prânzul cel mic și așa mai departe. Și un spațiu, pentru că nu puteai să mănânci oriunde.
Dacă erai la câmp, era ștergul aceea, ștergarul cel mare, curat și foarte frumos împăturit, care delimita spațiul acesta al mâncării. Nu puteai să mănânci în mână și să te uiți la televizor, pentru că asta, eu mi-aduc aminte de bunicii mei. Numai simplu gest de a mă fi întins, să zicem, în timpul mesei, era pedepsit foarte drastic cu cuvinte care demonstrau că a fi la masă înseamnă a și fi la masă. Și acum îți iei farfuria și te duci în pat. La televizor, sigur. La televizor. Trebuie să recunosc că și eu mai fac lucrurile astea. Dar trebuie să redescoperim aceste sensuri. Spuneam, vorbind despre relația cu mâncarea, că uite, introducem alimentele și într-un cod cultural care reflectă la urma urmei mentalul colectiv. Spunem ce mănânci ca să-ți spun cine ești. Uite, de aceea sunt și zonele. Uite, fiecare zonă din țară are bucătăria specifică, fiecare țară are bucătăria specifică. Eu mi-aduc aminte că am fost în Franța la un program și erau, cred că, de prin vreo 7-8 țări oameni acolo. Cele mai multe erau doamne și a fost o zi să gătească fiecare de un fel de mâncare specific țării respective. Păi a fost o minunăție să vezi pe masă și să încerci să vezi. Uite, seamănă cu ce facem noi, că sarmalele noi zicem că sunt ale noastre, alții zic că nu sunt ale noastre. Și multe alte interferențele astea culturale de care e bine să știm, de care e bine să scriem și să, dacă le și gătim, e și mai bine. Ce spuneți noastră mi-amintește de o perioada în care, de tinerețea mea, în care am fost la un festival cultural în Spania, în care exact cum spuneți, erau țări Italia, din Africa, din Europa și un ansamblu din România și una din probele din acest festival era exact gătitul. Sigur, italienii au gătit paste, cei din Africa orez cu ceva și fetele noastre de la Siget au dus de acasă slănina afumată, varză murată, țuică și au făcut sarmale. Nu se poate compara coada de la sarmalele noastre cu celelalte. Și înainte de fiecare degustare de sarmale se dădea și un pahar de țuică și veneau doamnele din Spania, încă o dată se așezau la rând cu un poco vino blanco, vă rog. Deci, pentru că mâncarea românească este cu gust. Este cu gust pentru că este cu suflet. Cum să spun? Gătesc și eu paste, gătesc și eu fructe de mare mai rar. Nu mănânc hamburger, că nu sunt foarte mare fan, dar mi s-ar părea că dacă aș mânca doar hamburger și minuturile care se mănâncă acum, aș începe să gândesc în acei termeni de hamburger și de pizza și ar fi foarte grav și ne-am pierdut. Și e foarte mult, mai ales generațiile grăbite. Da. Încep să gândească în genul fast food și mâncare la minut și ce ritualul mesei și felurile. Că uite, mâncarea ne reprezintă pe fiecare dintre noi. Avem codul acela genetic, că nordicii au felurile lor de mâncare, italienii au partea lor de mare și noi avem frumusețea mâncării. Unii zic că mâncăm prea mult. Nu știu, dacă este chiar așa, dar la noi se mănâncă cu foarte mult gust și fiecare aliment din, mă rog, cele specifice sau care se spune că sunt specific românești, vine cu o poveste în spate. Și scriam la un moment dat, când găteam, de exemplu, colăcei, de povestea colăceilor și de mama bună care mergea să-i facă în cuptor și de mirosul de pâine din cuptor. După aceea am scris la un moment dat de alimentele de domnești, alimentele de sărbătoare care se făceau în anumite momente și povesteam despre laptele de pasăre, de exemplu, care se ducea doar la femeile care aveau copii, deci la cele care născuseră, era un aliment foarte fin și
implicit, făcându-le și povestind despre ele, readucem pe tapet niște ritualuri, niște rânduieli din comunitatea tradițională și este tare important să se aducă aceste ritualuri în prezent și în contemporaneitate, pentru că riscăm să se piardă, deci ne aducându-le riscăm să se piardă niște elemente de identitate și ar fi foarte mare păcat. Uite, mai sunt orele și cursurile de etnologie care ne readuc în memorie. Cum receptează studenții partea aceasta culinară transformată de la aliment ca necesar pentru a trăi până la arta culinară și specificul? Să știți că receptează destul de bine, pentru că tinerii sunt deschiși la cunoaștere. Trăim într-o lume globală. În mod cert, nu putem să punem stabile, nu putem să restricționăm intrarea unor astfel de minuturi în bucătăria noastră de astăzi. Dar tinerii, dacă mergi cu ei în sat și femeile le pregătesc astfel de bucate tradiționale, să știți că mănâncă cu o poftă și se descoperă pe ei altfel. Și dacă le vorbești despre ritualul mesei, de sărbătoare, de nuntă, de înmormântare, sunt foarte deschiși să afle toate aceste lucruri și chiar m-am trezit că mulți, când făceau nunți, întrebau ce trebuie să facem. Sau aveau o înmormântare a unei bunici. Da, este ritualul pentru fiecare moment din viața omului. Da. Sigur, pentru că e clar, alături de alte elemente care ne definesc identitatea, mâncarea este un element de identitate. Și unitatea în diversitate trebuie foarte bine înțeleasă și în acest context, pentru că nu putem să nu fim diversi. Suntem diversi, dar această diversitate să reușim să o aducem în planul acesta al unității de gândire, de comunicare, pentru că festivalurile de acest tip, să știți că dincolo de a fi niște locuri unde doar testăm niște gusturi, devin și forme de unificare culturală. Și oamenii se cunosc și relația dintre eu și celălalt devine o relație frumoasă, de dialog și nu de războaie și alte formule din acestea contradictorii. Da, că masa este foarte importantă și absolut. Alimentul nu, și ca ritual, dar și ca formă de... Că, uite, dacă luăm antropologic vorbind așa, mâncarea influențează și comportamentul omului în foarte multe direcții. Antropologii chiar au făcut, uite, Claude Lévi-Strauss a vorbit foarte, vorbit foarte mult despre influențarea comportamentului și codul cultural pe care îl, fără să vrei, ți-l asumi și te regăsești în ele. Mai avem un minut până la publicitate și e bine să... Uite, că noi filozofăm acum despre mâncare și... Dar e o filozofie culturală și nu e o filozofie din aceea explicită, ci a implicitului în care trebuie să ne descoperim, să ne redescoperim pe noi. Și este și momentul frumos de a vorbi și despre alte lucruri decât despre pandemie. Uite, fără să vrem, ne copleșește viața. Dar felurile de mâncare și ce pune Dana pe Facebook și ce scrie Dana despre mâncare, ce vorbește Delia Suyogan cu studenții și trebuie în partea a doua a emisiunii o să vorbim și despre carte, că tu ești coautor la o carte despre, nu e o carte de bucate la urma urmei, are și rețete, dar este mult mai mult decât rețetele. Luăm momentul de publicitate și vom continua dialogul despre mâncare, despre frumusețea ei, despre ritual și simbol. Publicitate. A
Ai diabet sau predispoziția de a face? Nu aștepta! Poți fi diagnosticat și tratat prea târziu. În Policlinica Vista Vision Baia Mare ai consult gratuit până în 28 februarie pe baza cardului de sănătate. Programări la 0737 505 157 sau în clinică pe Bulevardul Unirii numărul 18. Vista Vision. Sănătate deplină zi de zi. Acum e momentul să vă faceți asigurare casco la preț de RCA. Vă așteptăm la Vivomol la parter. Zilnic, de luni până vineri, de la ora 10 la 21. FIC Broker Asigurări. 0749 945 843. Fiecare dintre noi speră că, ușor, ușor, totul va reveni la normal. Dar hai să nu ne mai mulțumim doar cu atât. Hai ca de data asta să facem lucrurile mai bine împreună. Să ne susținem unii pe alții, fără să așteptăm ceva în schimb. Și să facem totul ca la carte, chiar și când nu se uită nimeni. România livrează. Fan Curier. Oriunde, cu plăcere. Știi că aproape 40% din populație suferă de un anumit grad de boală venoasă cronică? Din nefericire, terapia medicamentoasă nu este întotdeauna o soluție. Singura terapie cu adevărat eficientă este cura chirurgicală. Din păcate, cura chirurgicală clasică a bolii varicoase este grevată de numeroase neajunsuri. Imobilizare la pat, durere, anestezie rahidiană sau generală, posibile complicații generale. Acum nu mai este nevoie să înduri toate simptomele acestei boli. Prin metoda perfecționată de doctorul Ionel Ciprian Pop, poți să pui capăt suferinței și să beneficiezi și tu de închiderea venei varicoase prin radiofrecvență. Programează-te acum la un consult pentru a-ți oferi un plan personalizat de tratament al picioarelor tale. Vrei să-ți echipezi utilajele? Agromir îți oferă consultanță în alegerea celor mai potrivite anvelope, noi sau second hand, anvelope agricole, anvelope industriale, anvelope autoturisme, anvelope autoutilitare, camere și jante. Agromir, siguranță, încredere și garanție. Agromir, Bulevardul Independenței, numărul 67. Telefon 0742 24 1010. Cofetăria Rodna, un gust de neuitat al prăjiturilor. Cofetăria Rodna, prăjituri produse în laboratorul propriu din ingrediente naturale. Rodna, excelență în domeniul delicateselor de cofetărie. De sărbători vă așteptăm cu o gamă diversificată de prăjituri și torturi. În această perioadă livrăm și la domiciliu. Pentru informații vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0262 277 260 și 0722 396 682. Agromir, noi avem anvelopele potrivite pentru utilajele tale. Agromir, Bulevardul Independenței, numărul 67. Telefon 0742 24 1010. Dedicată sănătății maramureșenilor și nu numai, Policlinica Sfânta Maria pune la dispoziția pacienților săi cel mai nou și modern tomograf computerizat din județ. Policlinica Sfânta Maria percepe cele mai mici prețuri. Detalii pe policlinicasfântamaria.ro sau pe Bulevardul București 18 și 22. Programări la 0262 274 508. Policlinica Sfânta Maria. Îndeplinim dorințe. Policlinica Sfânta Maria vine în sprijinul dumneavoastră cu posibilitatea de a vă oferi consiliere medicală la distanță. Puteți beneficia de același sfat medical profesionist chiar din confortul locuinței. Pentru informații suplimentare, vă invităm să accesați pagina de internet a Policlinicii Sfânta Maria. Covoare spălate și uscate în 24 de ore? Da, se poate! Și nu doar atât! La spălătoria Auto Duosenti vă punem la dispoziție aparatură de ultimă generație pentru vulcanizare. Facem echilibrare 3D și schimb de anvelope la autoturisme și motociclete. Spălătoria Auto Duosenti. Calitate și profesionalism! Reluăm dialogul despre mâncare, despre frumusețea și diversitatea mâncării
ca simbol și ca ritual cu universitarul Delia Suyogan și cu ziarista Dana Ganiuk Buzura, doamnele mele, suntem într-o perioadă de post. Vorbeam despre introducerea actului mâncării în codul cultural. Există foarte multe, dacă ne referim la simbolurile mâncării și la ritual, există foarte multe simboluri, uite, fiind în postul Paștelui, mielul, pâinea, unde lemnul, vinul, toate sunt simboluri culturale, culturale, da? Da, și spirituale. Da, da. Absolut. Da, postul înseamnă, de fapt, din perspectiva aceasta a mâncării, o întoarcere la relația cu pământul, pentru că mâncăm leguma, renunțăm la tot ce înseamnă animal și refacem această relație cu pământul, pentru că postul este un timp, un moment al smereniei pe care trebuie să o redescoperim periodic, și de aceea eu zic că rostul postului este foarte important din punct de vedere spiritual, pentru că el ne propune acea moarte simbolică de care avem nevoie, pentru că omul nu moare o singură dată. El moare de mai multe ori și aceste morți periodice, simbolice, ne dau dreptul la renaștere. Pentru că orice nouă masă de mare sărbătoare, cum sunt Crăciunul și Paștele, care urmează unor posturi lungi, sunt de fapt forme de renaștere. Renaștere spirituală, care ne dau din nou putere. Putere de a merge mai departe încă o perioadă lungă de timp până la celălalt post mare. Mai sunt și posturi mici, intermediare între cele două posturi mari, dar aceste posturi mari sunt reperate ca niște morți simbolice. Și de ce spuneam că ne întorc la pământ? Orice moarte înseamnă să te întorci la pământul mumă și să înțelegi că aparții verticalei tale în jos, mai întâi să știi să cobori privirea ca să poți să o ridici apoi și să îți redescoperi verticala în sus, pentru că noi suntem ființe verticale, așa ne-am născut. Tot ceea ce mâncăm ține de apartenența noastră la această verticală în jos sau în sus. Citeam un documentar foarte interesant, un istoric al cărnii, și vorbea acolo despre carne, deci despre evoluția omului, practic, da, de la a vâna și a se hrăni cu ce reușea, până la, uite, venea în contemporaneitate și făcea legătura de ce nu mănâncă creștinii carne, de ce în post nu se mănâncă carne, de ce este acceptat peștele, de ce ne axăm pe legume și pe... Cum vezi, Dana, cum ți se pare? Că sigur că în copilărie părinții noștri ne-au pus să ținem postul. Acum poate că nu tot postul, dar era miercurea, vinerea, era clar că nu mâncam de dulce, cum se zicea. Diferă, receptezi, sigur că receptezi altfel acum perioada aceasta. Postul era o conduită, era o perioadă în care trebuia să ne organizăm noi, copii fiind din acest punct de vedere, și activitățile și ceea ce găteam și ceea ce mâncam, în așa fel încât să, în cel puțin în săptămâna foarte aproape de Paști sau de Crăciun, în așa fel încât să nu mâncăm niciodată miercurea și vinerea de dulce. Din acest punct de vedere, în săptămâna de Paști trebuia să fie terminate prăjiturile înainte de vineri, ca să putem să le gustăm, iar vinerea era zi de ajun până la prânz și după aceea de post foarte riguros. Deci era o formă de emoție. Mai era este forma aceea? Nu mai este chiar forma aceea, dar reușiseră părinții, bunicii, universul acela să ne imprime acea formă de disciplină. Până la urmă era o formă de disciplinare. Prin puterea exemplului, prin puterea modelului, nimic nu era prin constrângere, nimic nu era legat de coerciții. O făceam pentru că așa știam că se cuvine.
de Paști îmi amintesc că trebuia până la ora 12 noaptea să fie gata, sâmbăta, drobul, să fie ouăle fierte, drobul ca să putem să gustăm eventual, iar după ora 12 nu se mai mânca, nu se mai bea nimic până după ce veneam cu mâncarea sfințită de la biserică. Era un mod de disciplinare, era un mod de a ne construi până la urmă, uman, cultural. Îmi amintesc cât de important era să nu cumva să bem apă, să uităm și să bem apă în perioada aceea de după 12 noaptea în nopțile de Paști. Îmi amintesc cât de important, ne uitam că nu puteam să mâncăm prăjituri în vinerea de Crăciun, în vinerea de Paști. Deci sunt niște amintiri extraordinare ale copilăriei, dar ne-au format ca oameni. Și sunt, mă întreb dacă nu într-o viitoare, probabil, carte va trebui să scriu și poveștile din spatele fiecărei acestor alimente, acestor bucate gătite, pentru că am spus, întotdeauna povestea vinde din perspectivă comunicațională, dar și din perspectivă etnologică și din orice perspectivă până la urmă. Cât de importantă este povestea din spatele vopsitului ouălor de Paști, cât de importantă este conduita, emoția creată, cât de importantă este trăirea pe care o aveam în perioada de dinainte de marile sărbători. Da, și uite, introduci prin abstinența aceasta, introduci în sacral și organismul omului, că este practic și o formă de purificare și o igienă, lucrezi cu tine pentru sănătatea ta. Da. Diferă obiceiurile și simbolurile și ritualurile din Maramureș de cele din Mehedințul tău drag? Diferă parțial, pentru că, de exemplu, în Mehedinți, în perioada de post, n-ai mai voie să mănânci nici pâine dospită. Se mânca acea lipie, pâinea nedospită. Și țin minte că bunica mea ne făcea... Mâncarea de post era foarte bună pentru copii. Deci nu am zis niciodată vreau altă mâncare, pentru că bunica știa întotdeauna să facă mâncare, să nu duci dorul dulcelui, cum s-ar spune. Și acea lipie coaptă deasupra pe plită și pe care punea miere sau dulceață sau zacuscă sau toate lucrurile astea bune, îți creau așa o stare și o bucurie a mâncării, chiar dacă noi copii fiind nu înțelegeam atunci foarte puternic actul acesta al postului. Dar după aceea l-am recuperat și, sincer, eu simt nevoia să postesc. Și postești? Da. Cel puțin în posturile mari, că pe celelalte nu reușesc să le fac în totalitate. Da. Dar, de admirat. Nu, ține de interioritatea mea, nu ține de ceva impus sau de ceva pe care îl fac pur și simplu. Simt această nevoie și chiar simt că mă purific și mă pregătesc pentru Marea Sărbătoare. Îți pregătești sufletul, că noi am vorbit de multe ori cum ne pregătim sufletul pentru sărbători, fie că vorbim despre Crăciun sau fie că vorbim despre Paști. Mi-aduc aminte că la o întâlnire cu preotul Cristian Ștefan vorbeam cum se spălau, cum se luau vasele în care se gătea de dulce și... Întreagă ritualitate. Exact, da. Ori astea nu mai este acum. Nu mai sunt nici sărbătorile cele ale copilăriei noastre, deși încercăm să le aducem în memorie și să le perpetuăm, că asta e foarte important. Trăim din nou. Anul trecut a fost cum a fost sărbătoarea Paștelui. Anul acesta s-ar părea că este mai relaxată puțin. Te-ai gândit la felurile bune pe care le vei așeza pe masă la Paști? Sau le ai de fiecare dată acelea sau inventezi altele? Nu inventez nimic de sărbători, nu. În general, sunt foarte tradiționalistă. Pasca, prăjiturile
clasice. Tu faci pasca sau o cumperi de la, de la aliment? Pasca de la... o fac cu mama împreună și, în general, în ultimii mulți ani am făcut Paștele în Bucovina și acolo o soacra mea, care este așa un fel de mama lui Ion Creangă, plină de umor și de, de șarm și de minte, cu ea împreună facem bucatele de Paști și pasca de Bucovina este fantastică. Merge și anul acesta în Bucovina? Dacă va permite legea, dacă se va putea merge, vom merge, pentru că ne-am împărțit sărbătorile în așa fel încât de Paște să fim în Bucovina și de Crăciun în Maramureș. În Bucovina se fac câteva chestiuni diferite față de Maramureș, se fac răciturile de Paști, se fac... De Paști? Da, deci obligatoriu de acolo răciturile la sunt... La Crăciun se fac, la anul nou. Da. Și la anul nou, dar și de Paști, se face fantasticul pui cu smântână, dincolo de miel și de drob și de celelalte, cozonacii moldovenești care sunt extraordinari. Și în rest, salatele, deci salate biof, celelalte, friptura, ciorba de miel, eu nu gătesc miel în mod special, dar nu refuz. Iar aici, în Maramureș, sunt cam aceleași bucate. În general, nu știu dacă ați observat, când îmi pun pe Facebook mâncarea mea, de sărbători nu postez foarte mult, postez colăceii pe care mi-e foarte drag să-i fac, dar în general nu, pentru că este mâncare absolut obișnuită de sărbători, nu fac nimic ieșit din comun, totul este așa cum am învățat de acasă. Nu adaug nimic, nu o să vedeți la mine niciodată fructe de mare sau ciudățenii de acest fel de sărbători, nu, niciodată. Deci mă mențin în limita mâncării tradiționale, pentru că sunt de acolo și îmi revendic cu mare bucurie originea rurală, cu mare mândrie. Foarte frumos. Delia, mergi în Mehedinți? Da, voi merge în Mehedinți, pentru că și noi așa am împărțit sărbătorile, unele aici, în Maramureș, și altele în Mehedinți. Și acolo e un ritual un pic diferit față de ce este aici. Acolo nu se face miel umplut, se face doar drobul, care este foarte important și foarte important sunt cozonacii, acei cozonaci cu nucă extraordinari împletiți. Trebuie să recunosc că cei din Bucovina îi întrec până și pe cei oltenești, dar e acea bucurie. Ciorba de miel acrită cu leuștean mult, atunci proaspăt, răsărit în grădină. Ceapa verde cu ouă și cu brânză proaspătă de vacă. Sunt gusturile copilăriei. Eu am obiceiul să pun doar de sărbători mâncare pe Facebook, pentru că vreau să arăt lumii această nevoie de a ne întoarce la aceste elemente care țin de identitatea noastră. Și atunci chiar pun fiecare element, pentru că, vedeți, dacă luăm numai pâinea de sărbătoare, cu diferitele ei diferențieri zonale, pască în diferitele forme, dulce, sărată și așa mai departe, pâinea în sine este, această pâine specială de sărbători este un text. Și pentru a-l decoda trebuie să aplici principii hermeneutice de-a dreptul. Pentru că pâinea este grâul, nu? Este apa, este sarea, este focul, este drojdia. Este, nu? Sufletul omului. Este puterea aceea a mâinii femeii care o... Da. Frământă, da. Nu? Și gândurile femeii, pentru că atunci când faci această pâine, ca și atunci când făceau mărțișorul sau coseau cămașa de mireasă, trebuiau să rostească anumite lucruri și să gândească doar binele, pentru că se transferă asupra alimentului gândul celei care, sau obiectului gândul celui care îl face. Nu? Sau la cozonac se zicea că trebuia să-l bați de 100 de ori și până nu transpiră. Bârna casei nu trebuie să te lași, pentru că altfel nu crește. Dar această bătaie este la rândul un gest ritualic, simbolic.
Nu? Pentru că bătaia respectivă ține de niște ritmuri, de niște sunete, pentru că dacă auziți, e un ritm foarte intri clar. Într-un cosmos, absolut, da? Absolut, este o întreagă simbologie acolo, da? Și noi în cartea respectivă chiar am scris despre hermeneutica actului de a mânca, pentru că este de fapt un întreg text în toată formula aceasta noastră de a ne raporta la alimente și la gestualitatea. Și cartea este frumoasă și binevenită prin conținutul ei, dar și prin faptul că ați făcut și o cercetare la fața locului. Deci au mers studenții, au căutat rețetele tradiționale. Folosești careva dintre rețetele acelea? Da, întotdeauna când mă duc în satele din Maramureș, întreb de rețete și vin acasă și le fac. Pentru că, de exemplu, acum am fost foarte de curând în Iehud, de altfel de unde am căpătat și această frumoasă cămașă și am mâncat o mâncare de post extraordinară de cartofi, simplă, cu ceapă și cu boia. Am venit acasă și a trebuit să o fac și eu pentru că atât de mult ne-a plăcut și atât de simplă și de gustoasă încât a trebuit să o fac din nou. Cum ne pregătim sufletul pentru sărbători? Cum ne pregătim sufletul? Din perspectiva purificării, așa cum am spus, din perspectiva postului, din perspectiva apropierii de noi și de ceilalți, din perspectiva comunicării, eu cred că trebuie să fim pregătiți tot timpul, cu sufletul pregătit tot timpul, nu doar de sărbători. Eu cred că este foarte, foarte important să ne cunoaștem pe noi și pe ceilalți, să ne construim universul nostru așa cum simțim, să învățăm tot timpul. Pregătirea sufletului nu este un act în sine, este o acumulare, este un drum. Întotdeauna am spus, cunoașterea în general este un munte de urcat și pregătirea sufletului pentru sărbători și pentru orice este un drum de urcat. Dacă ar fi să mă raportez la subiectul emisiunii de azi, aș spune așa, este foarte important să fim noi înșine și să ne pregătim, să ne construim, să ne facem frumos universul nostru cu ceea ce avem, să nu aspirăm la chestiuni fantastice. Mi-am construit un univers al meu acolo, în bucătăria mea, în biroul meu, în curtea mea și chiar dacă perioada aceasta a fost dificilă pentru toți, acolo ne găsim liniștea. Să mai trecem din când în când și prin bibliotecă, dacă se poate, să ascultăm o muzică bună, să comunicăm, chiar dacă nu putem face-to-face, pentru că așa este acum, în perioada aceasta mai ciudată, să nu uităm de cei din jurul nostru și să fim tot timpul cu mintea trează și dornici de a acumula cunoștință. Deci cunoașterea, pregătirea pentru a sufletului este un drum. Solidaritatea contează. Că noi vorbim despre pregătirea sufletului, într-adevăr că sufletul trebuie să fie pregătit în fiecare zi, dar în momentele de sărbătoare trăiești altfel, simți altfel. Omul nu e născut să fie singur, da. Omul e născut să aparțină și oamenilor, dar și lumii ca tot, în sensul cel mai larg al termenului. Și de aceea, în perioadele acestea de pregătire a sărbătorilor, din perspectivă etnologică, lucrurile par mai simple. Aceste momente îți dau șansa să ieși puțin din lumea profană, din lumea aceasta a întâmplătorului, a comunului, a gratuităților și să intri într-o lume a sensului. Începi să descoperi că poți să faci și trebuie să faci uneori, pentru că ține și de voință, la urma urmelor,
să faci lucruri cu sens pentru tine, dar și pentru ceilalți. De la simpla pregătire pentru masă. Vedeți, noi românii avem această tentație a cumpărăturilor de sărbători. Dar să știți că ține de identitate, ține de un act cultural. Pentru că atunci când te duci să-ți faci cumpărături și ai și asta și asta și asta, simți că de fapt ai construit ceva în așa fel încât revenirea ta apoi din nou profan, după ce ți se dă șansa contactului cu sacru din timpul marilor sărbători, să nu fie la același nivel. Da, uite să că dăm vina pe timp, că n-avem timp și fac alții cozonaci pentru noi, fac alții mielul pentru noi, drobul pentru noi și toate mâncărurile pe care ne ducem la supermarket, le cumpărăm și le așezăm pe masa de Crăciun. Ori asta nu înseamnă sufletul acela cu care trebuie întâmpinată orice sărbătoare și orice masă cotidiană. Și mai este elementul acela de împăcare cu tine și cu ceilalți. Îmi amintesc că în urmă cu puține zile, soacra mea, pe care o evoc adesea și care este minunată, în seara în care am vorbit la telefon, mi-a spus: te rog să mă ierți. Și am întrebat de ce. Pentru că mâine vine preotul să mă spovedească și eu trebuie să fiu împăcată cu toți cei din jur. Exact. Mi s-a părut un gest fantastic. Așa este. Iertarea e obligatorie în această... Iertarea, iubirea? Da, absolut. Da. De altfel, bătrânii spuneau că nu te poți duce la biserică noaptea de Paști să iei pâine și vin dacă nu te-ai iertat cu toți, cu vecinii, cu... De aceea erau acele ritualuri gen moșii de Joi Mari sau moșii de Paști, momente în care se duceau la cimitir și își dădeau mâinile peste morminte. Pentru că faptul că ți-ai iertat dușmanul peste mormântul cuiva însemna că l-ai iertat pentru totdeauna. Pentru că defunctul, moșul acela, strămoșul, devenea garantul acestei împăcări pentru totdeauna. Suntem împăcați cu lumea aceasta, cu timpul acesta mereu grăbit, acum și contaminat cu tot felul de virus. Simțiți bucuria sărbătorii? S-a alterat puțin, dar tot de noi depinde cât se poate să ne construim acel univers cu cei apropiați și să ne provocăm bucuria sărbătorii. Perioada pe care o parcurgem este foarte ciudată, este dificilă. Relaționarea dintre oameni s-a viciat profund. Comunicarea online nu are deloc același efect pe care îl are adunarea oamenilor în jurul mesei. De fapt, ce înseamnă masa, înseamnă familie, înseamnă comunicare în jurul pâinii din mijlocul mesei și a luminii sacre. S-a viciat profund, dar să sperăm că este o chestiune de timp care se va rezolva. De noi depinde, de cât vom fi noi de, știu eu, disciplinați ca să putem să ne revenim. Dragele mele, uite că încet, încet așa putem să vorbim despre mâncare în foarte multe feluri. Noi am încercat, de-am pendulat de la dreapta la stânga să vorbim și despre aliment și despre ritual și despre cod cultural. Delia Suyogan, să te simți bine în Mehedințiu. Mulțumesc. Acela foarte frumos, de care și mie mi-este dor. Dana, dacă poți, mergi în Bucovina, ne aduci și nouă o felie de cozonac de Bucovina. Le spun și eu telespectatorilor să privească mâncarea și ca aliment, să aibă o relație bună cu ea, să o privească și ca simbol și ca ritual. Pentru că este foarte important în codul acela să ne integrăm și noi ca oameni, să ne simțim bine noi cu noi, dar și noi cu ceilalți. Vin sărbătorile, sufletul trebuie pregătit așa, în liniște, cu gânduri bune, cu credință, cu iubire, cu iertare, cum spuneați și voi. Și noi ne dăm întâlnire săptămâna viitoare, vorbind despre o altă temă, cu
prelângându-se așa prin vreme, ceea ce am încercat să vorbim astăzi. O seară bună în continuare. La revedere! La revedere!